Salutare și bine ați revenit pe 10Lainfo.com! Eu sunt Paul Someșan și în acest videoclip vă voi arăta o parte, prima parte din 10 la info ul nou. Uh, știu că sunteți curioși, foarte mulți dintre voi m-ați întrebat când e gata, cum puteți să-l accesați și așa mai departe. Ideea este că timpul de execuție estimat de mine este... timpul de finalizare a execuției este din punctul meu de vedere 1 ianuarie. Sperăm să nu fie nevoie de complicații să ducem timpul către 15 ianuarie și în acest videoclip vreau să vă arăt cum arată de fapt acest, acest nou 10 la info. Desigur, este la mine pe serverul local și asta este pagina de pornire. Aici vedeți meniu cu algoritmi, v-am spus că vor apărea niște algoritmi noi, probleme rezolvate despre noi, echipa noastră și formularul de contact pe care foarte bine îl cunoașteți și de pe vechiul 10 la Info. Aici am pus așa o imagine mai futuristică, i aș spune eu, care mie mi-a plăcut foarte mult și se potrivește bine cu acest portocaliu pe care îl am la butoane și în general am ales să folosesc combinația portocaliu negru-alb. Uh, am notat aici serviciile pe care le avem. Avem câteva articole interesante și așa cumva uh, simbolice pentru ce facem noi în general. Uh, articolul despre Olimpiada l-am scris deja, însă nu vi -l dau să-l vedeți acum pentru că o să-l vedeți când e gata site-ul. Restul încă nu le-am scris, dar este timp suficient. Mai departe am uh, scris puțin povestea 10 la info despre cum... Am făcut și canalul de YouTube și site-ul. Echipa noastră, sunt trei poze pe care le-am găsit pe internet. Sigur, încă nu avem noi poze aici, dar vom avea până 1 ianuarie. Sper. După aceea avem formularul de contact, aici unde vă introduceți numele, adresa de mail, numărul de telefon. Nu o să-l pun obligatoriu numărul de telefon, că nu cred că o să stea nimeni să sune vreodată. Dar, în schimb, numele și e mail sunt foarte importante, și, desigur, mesajul tău. Avem aici copyright, politica de confidențialitate și termen de folosire, care încă nu i-am scris, dar va veni și acea perioadă. Și acum să vedem algoritmii. Aici avem algoritmi, aici, desigur, vor fi multe despre fiecare capitol, algoritmul de factorizare este pus deocamdată, algoritmul lui Phil, algoritmul de permutări, sigur o să vă arăt cu algoritmul de factorizare, uh, n-am scris încă nimic la el, vor fi poze, va fi explicat, așa cum sunt în videoclipurile de pe YouTube, așa vor fi explicați algoritmii în această zonă de algoritmi explicați. Algoritmul de Phil, uh, din nou nu, erau niște texte luate copy-paste de la alte, altele avem clasa 9, a 10, a 11, și aici veți găsi în jur de 10, 12, 15 algoritmi cât sunt la fiecare clasă. Și acum a capitolul cel mai important și probabil cel mai întregit de voi, problemele rezolvate. Aici va fi și un meniu pe clase, cum e pe info selectați clasa, capitolul, să vă aducă problemele și așa mai departe, însă deocamdată avem doar caută o problemă și meniul de căutare. Și pentru că nu am stat să fac foarte multe probleme în baza de date, deocamdată există problema 1, 2, 3, 4, Uh, bine, breakurile urile astea vor dispărea pentru că n-am, -am fost sigur cum să fac și m-am tot învârtit în jurul cozii. Aici sunt încă teste, e în perioada de execuție. Nu e sigur că exact așa va arăta, însă structura va fi asemănătoare cu ce vedeți. Acum avem aici ID-ul de pe PB Info, numele problemei și link-ul către PB Info. Desigur, cerința, datele de intrare, ieșire, restricțiile și precizările și exemplul. Aici probabil vom mai lucra. Codul sursă, Bine, și aici va fi frumos cu un doi, 3 numărul de linii colorat, uh, colorate fiecare cuvinte și așa mai departe, însă deocamdată uh, nu, uh, pentru că, cum spuneam, suntem încă la stadiul de execuție. Fac acest videoclip pentru a uh, afla care este părerea voastră despre 90LEFO, dacă vă place interfața, dacă vi se pare suficient de sugestiv, suficient de ușor de folosit și, desigur, să ne dați sfaturi pentru a face un site cât mai reușit. Asta e zona de despre noi, echipa noastră e aici cu cei trei necunoscuți găsiți pe Google, însă au ieșit bine pozele, nu am ce spune și după aceea formularul de contact de unde ne trimiteți mesajul. Și asta e tot, simplu și la obiect, cum îmi place mie să numesc practic aveți algoritmii explicați, aveți problemele, vor fi toate problemele, aici va fi un meniu mare unde vă selectați eventual anul, clasa, cum spuneam, concursuri, care concursuri și așa mai departe, însă deocamdată consider că aici este suficient ca să vă pot arăta și să văd ce părere aveți despre acest, acest prototip. Desigur, mai am încă o lună și jumătate să termin site-ul. În o jumătate să termine Andra și cu Cătălin problemele și să le băgăm în site. Deci nu e foarte, foarte mare grabă, însă nu putem să stăm degeaba. Trebuie să continuăm să lucrăm la el ca să-l terminăm în timp util. Bun, acum cam atât am avut de vă arătat în acest videoclip. Aș fi foarte curios care este părerea voastră despre, despre acest site, dacă vă place dacă aveți vreun fel de sugestii care să ne ajute să-l dezvoltăm în continuare, dacă vreți să ne dați niște sugestii legate de ceva alt modul pe care să-l implementăm aici sau orice altceva de acest gen, noi le așteptăm cu o deosebită considerație pentru că am văzut de-a lungul timpului că aveți niște idei foarte bune și uneori ne dați niște sugestii la care nu ne-am fi gândit și care se dovedesc a fi foarte, foarte utile. Cam atât am avut de spus în acest videoclip. Eu am fost Paul Sămișan la 10 la info.com. Nu uitați să dați like, subscribe dacă ați găsit util acest videoclip, pentru că acest lucru ne-a foarte mult să ne dezvoltăm în continuare. Și desigur, așteptăm cu nerăbdare să terminăm site-ul și să înlocuim vechiul site cu acest nou site. Vă mulțumesc mult pentru vizionare și să aveți o zi minunată în continuare!